Cine este Daniela, concurenta emisiunii Casa Iubirii, sezonul 3? Aceasta caută un posibil tată pentru copiii ei. Daniela este una dintre cele șapte concurente ale noului sezon al emisiunii Casa Iubirii, iar aceasta caută un bărbat cu care să-și clădească viața. Daniela este noua concurentă a sezonului 3 al emisiunii Casa Iubirii, iar aceasta este pregătită pentru a-și găsi bărbatul visurilor ei care să fie alături de ea atunci când viața pare că vrea să-i pună bețe în roate, dar și care să o iubiască necondiționat. Iată care sunt principalele caracteristici pe care tânăra le vrea la un bărbat, dar și care e motivul pentru care a decis să se înscrie la această emisiune. Daniela este una dintre cele șapte concurente ale sezonului 3 al emisiunii Casa Iubirii, ce este pregătită să-și găsească jumătatea, căutând astfel un bărbat cu care să-și întemeieze o familie. Aceasta are 23 de ani și s-a născut în Iași, iar viața nu a fost bălândă cu ea, trecând prin mai multe situații dificile și delicate, ce au făcut-o să-și seteze anumite principii de bază atunci când este vorba de ceea ce vrea de la persoana de lângă ea. Daniela vrea o poveste de dragoste care să se bazeze pe o conexiune reală și sentimente autentice, iar aceasta speră ca în casa iubirii să descopere bărbatul care să o facă să creadă în dragoste. Principala caracteristică pe care trebuie să o aibă un bărbat pentru a o câștiga pe Daniela este să fie responsabil, astfel aceasta poate să se bazeze pe el, ceea ce o poate face să se gândească la un viitor cu acesta. Daniela a menționat că și-ar dori ca în cadrul acestei emisiuni să găsească un viitor tată cu adevărat vrednic de acest nume.